Un bărbat de 36 de ani din Buzoiești a ajuns noaptea trecută cu mașina în șanț. A ieșit din autoturism, dar înainte să coboare, i-a scăpat în mașină țigara aprinsă și telefonul. De la țigară, mașina s-a aprins ca o torță și a ars în totalitate. Polițiștii l-au pus pe șofer să sufle în etilotest. Acesta avea 1,19 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Astfel, pe lângă acuzația de distrugere din culpă, el e cercetat și pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.